PNL și-a luat revanșa după atacurile virulente făcute la Congresul PSD. Liberalii au avut atacuri fără precedent la adresa partenerilor de coaliție. Chiar și președintele PNL, Nicolae Ciucă, i-a desemnat pe socialdemocrați ca fiind urmașii comuniștilor și și-a exprimat dorința la o guvernare de dreapta după alegeri. Multe partide au apărut, au dispărut în anii democrației postcomuniste, unele ajungând chiar să fie sus în preferințele românilor la un moment dat. Dar reperele politice constante pe scena noastră politică au rămas mereu două. Urmașii Partidului Comunist și noi, național-liberalii. Astăzi suntem singurul partid politic nemăcinat de populism, de egoism sau de fățărnicie, de minciuni de asemenea nu suntem pătați de minciuni sau propagandă deșanțată. Suntem puternici oricât de jos n-ar vrea unii sau alții să fim. Și e momentul să arătăm tuturor această forță a Partidului Național Liberal. Președintele PNL susține că își dorește o alianță cu partidele de dreapta după alegerile parlamentare, însă spune că celelalte partide de dreapta nu sunt serioase. Am fi vrut să construim coaliția cu aliatul firesc de dreapta, dar imaturitatea lui politică a făcut imposibilă continuarea acestei alianțe. O spun clar, ne dorim să facem o coaliție cu partidele de dreapta. Aceasta a fost mereu prima noastră opțiune și așa va fi. Și secretarul general al PNL, Lucian Bode, a lansat săgeți otrăvite împotriva partenerilor de coaliție, dar și a celor de la USR. Candidatul PSD are de dus o bătălie cu fostul președinte PSD, acum independent, și cu fostul lor copil de mingi pe stadioane, acum extremist. Pe spațiul stângii, așadar, e o aglomerație mare. E prima dată în istorie când pe electoratul lor se bat mai mulți pesediști, unul mai roșu ca celălalt. Pe spațiul de dreapta e doar Nicolae Ciucă și cam atât. Mai e o doamnă nou venită, dar ea nu știe încă în ce barcă se află. Adversarii noștri sunt foarte agitați și asta denotă un singur lucru, disperare. La PSD se fac planuri pentru preluarea președinției partidului, pentru că știu că președinția României nu o vor câștiga niciodată. La USR există aceeași logică. O reacție dură împotriva PSD a avut primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu. Trăim așa într-o lume a absurdului. O lume în care trebuie să explici evidentul. Trebuie să explici evidentul de ce Nicolae Ciucă este de departe cel mai bun candidat. Ne-am așteptat cu toții la o soluție miraculoasă, hrănindu-ne cu iluzii. Acest partid a fost întotdeauna adversarul nostru natural. Dacă ar putea, ne-ar vedea morți îngropați, dar nu mor caii când vor câini. De un singur lucru mă tem efectiv și nu vreau să se întâmple, să nu rămânem la guvernare la mila PSD. Să nu rămânem la guvernare la cheremul PSD sau fiind prelocul PSD. Indiferent de rezultat, din punctul meu de vedere, eu aș alege întotdeauna cu dragă inimă opoziția. Prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, care a spus că singurul motiv care ține PNL alături de PSD la guvernare este războiul din Ucraina, este sigur de victoria partidului său în alegeri. N-am să fac referire la PSD, dar nu mă pot abține să le transmit un singur lucru. Am văzut că sunt una dintre țintele predilecte ale acestora zi de zi și în fiecare emisiune și a proxilor lor. Le spun un singur lucru. Pentru că tot au o problemă cu Batista mea,
le promit că pe data de 8 decembrie, după ora 24, le voi transmite și trimite de la sediu din Modrogan o duzină de batiste ca să-și șteargă lacrimile înfrângerii. Le promit acest lucru și lui Tudose, și lui Grindeanu, și lui Paul Stănescu, și lui Simonis, și lui Marcel Ciolacu. Alina Gorghiu, ministrul justiției din partea PNL, este încrezătoare în șansele PNL de a câștiga încă o dată președinția. Acum 10 ani eram împreună cu Dan Motranu, Ilie Bolojan, cu mare parte din colegii de pe scenă și cu mare parte dintre dumneavoastră în echipa de campanie pentru prezidențiale. Și știți ce auzeam? Auzeam în fiecare zi că Partidul Național Liberal n-are nicio șansă să câștige alegerile prezidențiale. Auzeam că o să ne bată PSD măr. Auzeam cum riscăm să nu intrăm în turul 2 și că stăm prost în sondajele de opinie. Vă sună cunoscut? E aceeași poezie de astăzi. Deși în primul tur premierul candidat al PSD a avut 40% și 1 milion de voturi în plus, am bătut PSD măr în 2014. O reacție a avut și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Adversarii noștri, unii dintre ei, pun căruța înaintea cailor, prima dată să împartă înainte de a produce. Partidul Național Liberal a înțeles că nu poți să împarți ceva înainte de a produce. Nicolae Ciucă este un președinte care are capacitatea să ne unească și să nu aducă dezbinare. Vreau să văd atitudinile de învingători de Liga Campionilor la Partidul Național Liberal.